Stimați telespectatori, reporter fără frontiere, ne aflăm în prima linie, adică ne aflăm la spitalul de urgență, acolo unde se duce bătălia pentru viață. Iată, avem o șansă extraordinară. Am sosit de un minut și avem un caz. Foc continuu la spitalul de urgență. Șansă extraordinară pentru un reportaj în direct, numai și numai pentru dumneavoastră. Stați că puteți să vă deschid ușa. Intrați ca să putem să facem interviu. Sperăm să admirați. Da, dați-vă la o parte, domnul bracardier, dați-vă la o parte, pentru că noi trebuie să realizăm interviul. Șansă deosebită aici la spitalul de urgență. Ne iertați, dar trebuie să-l întrebăm ce s-a întâmplat pentru telespectatorii noștri. Vă rog frumos, aici în cameră. Filmați? Da, mă numesc Ionel Icar, sunt de profesie zidar și am căzut de la etaj. De la ce etaj? Nu știu, aoleo, mâna, aoleo, piciorul. Alo, alo, cetățene, păi cum vrei să te vindecăm dacă nu cooperezi? Uitați-vă în ce condiții lucrăm. Ai cronometrat timpul care s-a scurt de la momentul cădere până la impactul cu solul? Nu! Atunci spune-mi, cum ai făcut? Au! Poc! Sau poc? Poc, au! E clar, ai căzut de la etajul 1 sau 2, maxim. Numele și profesia? Icar Zidar, v-am mai spus! Domnul reporter, verificăm? Mulți ne mint că să beneficiezi de tratamentul gratuit. Păi da, tratamentul gratuit. Și dacă e la bani mărunți, precis ca un salariu mai mare ca al nostru. Nu? Da, așa e. Ia, zi mai departe, numele părinților. Sile și Florica. Sile? Da, dați-mi ceva că mă doare. Stați, domnule, stați că vă întrerupem puțin pentru că trebuie să mai facem un insert. Aș vrea să remarcați, stimați telespectatori, personalul competent acționează cu maximă competență în beneficiul clienților. Da, te rog, colega. Da, studii efectuate. Liceu. Da? Un moment, verificăm. Ia spunem repede teorema lui Cauchy, Bunyakovsky, Schwarz. Ce Schwarz, domnule? Lăsați-mă cu Schwarz-ul, dați-mi un calmant, că mă doare! Domnule, liniștește-te puțin, cum să-ți dăm calmant sau tratament, ceva, când dumneata n-ai diagnostic și n-ai fișă. Nu se poate, nu se poate. Zici că ai căzut de la etaj, am căzut, da. Dar dacă îmi faci o complicație de la o sinuzită, rebele, nu mă dai în judecată? Aoleo! Atenție! Câte degete îți arăt eu acum? Câte degete? Aoleo! Da. Dificultăți de numărare. Ias! Gura căscat, hai, gura mare! Spune a! Au! Poftim! Tu îi spui, a, el spuneau. Probleme cu auzul și de o măsire cariată. Nu, că se vede așa. Nu, să verificăm reflexele. Da. Exact de ce mă temeam. Exact, bronșită cronică azmatiformă. Faza acută. Da. Dumneata, ce zici? Confirm. În plus, suspectez o pleurezie. Pleurezie? Da. Bronșita, clar. Deci va fi transferat la spitalul de boli pulmonare. Ai notat? Ce boli pulmonare, domnule? Eu am căzut de la etaj! Ai căzut de la etaj. E, căzând cu gura deschisă, te-ai îmbolnăvit de la aerul rece. Colega, da. Mai bine să previi decât să vindeci. Nu? Da. Vorba marelui Ipocrat. Da. Sau vorba modernă, nu tăia fără să știi ce tai. Vorba ilustrului Ciomu. Hai sănătate! Hai la revedere. Ia un piramidon. Ia și o aspirină. Auzi, când mai cazi, închide gura. Gata. Brancardier! Următorul! Stimați telespectatori, vedeți? Exact așa cum v-a spus, totul se realizează în beneficiul pacienților. Vom continua reportajul la spitalul de urgență. Stimați telespectatori, iată beneficiile medicinii moderne. Continuăm, așa cum a spus, reportajul. Așteptăm următorul pacient. Se pare că a mai răcit unul.